Novela. Scuze-mă, tu ești Codrin Manea? Opa. Da. Eu sunt Lili, sunt o fană. Încântat. Hai, stai cu noi, Lili. Pe bune? Pe mine, vă rog frumos să mă iertați, eu am treabă dimineață, da? Așa că vă urez distracție plăcută. Mulțumim. Seară bună. Ne vedem mâine. Unde am rămas? Cred că voiai să mă întreb dacă vreau să beau ceva. Ce vrei să bei? Un gin tonic. Hai la bani. Abia am luat apartamentul. Wow. Și vreau să fac pe tot în stil scandinav. O să fiu foarte frumos. Fost. Oricum deja arăt super bine. Mă bucur că îți place. Doamne, Codrin, nu-mi imaginau că ești atât de te treabă. Mai ales pentru o vedetă. Hai să punem niște muzică, ok? Perfect. Sărută-mă. Stai, vreau să facem o poză. Wow, nu pot să cred că sunt cu Codrin Manea. Neața. Ce faci? Te-ai trezit deja? Vino înapoi în pat. Nu pot, am treabă. Și o să te rog să te pregătești tu să pleci. Eu trebuie să mai la repetiții. O să-ți las numărul meu de telefon. Nu-i nevoie, Laura. Mă cheamă Lili. Mă rog, Lili. Uite, ideea e că nu caut nimic serios. Păi și aseară? A fost fan, dar înțelege-mă și pe mine. Am un program foarte încărcat și nu. Mă duc până la baie, când mă întorc să fii gata, ok? Codrin Manea este din nou în centru atenției. De această dată, tânărul rebel se pare că ar fi înșelat-o pe Letiția și ar fi frânt inima unei tinere de 15 ani care a postat această poză pe rețelele de socializare. Ce ai făcut? Mă, cât să fii, mă, de idiomă? Cum să profiți, mă, de o fată de 15 ani? Dacă se autosesizează poliția și vine și spune că ai făcut sex cu o minoră. De ce ori la mine? De unde trebuia să știu că are 15 ani? Trebuia să întrebi! Cum să întreb? Mă rog, nu mi-am dat seama. Păi cum e problema ta, trebuia să știi? Da, mă, dai văzut și tu. Părea destul de măricică. Părea destul de măricică. Bravo. Trebuia să fii mai responsabil. Dar de ce ne facem atâtea probleme? Că și eu sunt în liceu. Suntem doi copii. Ce poate să-mi fac? Ești major! Înțelegi? Bine, atunci o să spunem că nu știam că era minoră. Gat, s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat, mă, nicio problemă. O să vină presa și o să te ardă pe toate părțile pentru mizeria pe care ai făcut-o. Nu e adevărat, presa mă adoră. Și acum te adoră, acum o să te și distrugă. Maestre. Ce cauți aici? Da, am venit la muncă. Și cred că trebuie să dai afară pe cineva de la producție, că a uitat să-mi trimită programul. Da? Da. Nu te-au sunat producătorii? Nu, de ce? Codrin, ești out. Adică? Adică nu mai faci parte din proiect. Adică ești concediat. Da, stai că mie nu mi-a spus nimeni nimic. Dar nu-i problema mea și acum dacă nu te super, am treaba, așa că hai. Da, stai puțin că noi am filmat deja câteva zile. Nu puteți să continuați fără mine. Codrin, te-am înlocuit și refilmăm deja.
Dar de ce? De ce? Da. Pentru că s-au săturat toți de ifosele și de scandalurile tale și pentru că nici cu actoria nu prea le-ai, așa că nu e o mare pierdere. Dimpotrivă, imaginează-ți că am găsit un actor care e în stare să citească. Pentru că, slavă Domnului, există un Dumnezeu. Știi ceva? Oricum nimănui nu-i pasă de porcăria asta de telenovelă. Băiete! Îți garantez eu că în viața viețișoarelor tale n-o să mai calci în televiziunea asta. Ce cauți aici? Nu te-au dat afară? Tu știai? Da. Și de ce nu mi-ai spus nimic? N-am nicio obligație față de tine, bine? Letizia, credeam că mă placi. Ți-am explicat foarte clar, bine? Între noi doi n-a fost nimic, doar a fost așa de fațadă. Pentru fani. Noi doi nu avem nimic de împărțit, bine? Letizia... Nici Letizia, bine? Din cauza ta sunt aia care a fost înșelată de băiețandru de 18 ani cu o fetiță de 15 ani. Vreau să pleci acum. În momentul ăsta pleci. Trebuie să mă pregătesc pentru filmare. Nu pot să-i las mă de afară. Am semnat un contract. Nu poate să-mi fac așa ceva. Codrin, tu ai citit contractul? Ai încălcat cel puțin 3 clauze. Dar ce am făcut? Producția nu vrea să se mai asocieze cu tine pentru că ești implicat în scandalul ăsta. Care scandal? A postat o fată ceva pe social media. Cui pasă? Mă, tu nu înțelegi ce înseamnă. Nu numai că ai înșelat-o pe prințesa telenovelelor care are milioane de fani, dar ai și comis o infracțiune. Ai întreținut relații sexuale cu o minoră. Tu înțelegi ce înseamnă asta? Dar nu știam că e minoră. Ce căuta într-un bar dacă n-avea 18 ani? Oricum, acum e important să vedem ce putem face să salvăm reputația asta dacă vrei să mai lucrezi vreodată. Păi și cu telenovela cum rămâne? Ia-ți adio, au distribuit deja pe altcine. Ce? Deci, acum e important să negi totul. Nu trebuie să recunosc sub nicio formă că ai întreținut relații sexuale cu ea, ai înțeles? Trebuie să fie cuvântul tău împotriva cuvântului ei. Dar nu e adevărat. M-am culcat cu ea, dar nu știam că are 15 ani. Și cine o să te crede? Codrin, vrei să fii actor sau vrei să te duci la pușcărie? Păi, și mă sfătuiesc să mint ca să mă salvez? Dacă spui adevărul, o să pierzi tot. Da. Ca să te salvezi, trebuie să mint. Înțelegi? Ce este cu acea poză pe care Lilia a postat-o pe rețeaua de socializare? Cât adevăr, cât minciună? Păi, ne-am cunoscut. Mi-a zis că e o fană. A vrut să facem o poză, am făcut poza. Dar nu am întreținut relații sexuale. Deci Lili minte, nu? Da. Lili minte. Așa? E foarte bine ai făcut. Ia uite, ai câștigat ceva susținători. Cred că încă putem să salvăm cariera. Nu mă simt bine. Nu vreau să mint. N-ai încotro. Daniel, vreau să spun adevărul. Bă, băiatule, tu ești sănătos la cap. Tu tocmai ce ai fost la televizor și ai declarat că fata aia minte. Te-a urmărit o țară întreagă. Tu-ți dai seama ce s-ar întâmpla dacă te duce înapoi și spune că tu ai mințit tu de fapt? Păi, și fata aia... Toată lumea se uită la ea cum de parcă e mincinoasă. Păi și ție îți pasă de ea sau de cariera ta? Nu știu. Dar
am impresia că am rănit foarte multă lume pentru că mi-am pus cariera pe primul loc. Eu zic totuși să nu faci vreo prostie. Nu știu. Trebuie să mă gândesc. Doamne, Dumnezeule, cine m-a pus să mă fac manager de copii răzgâiați?